Jur! Jur! Credință patriei mele România! Credință patriei mele România! Jur! Jur! Să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții! Să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții! Jur! Jur! Să respect Constituția! Să respect Constituția! Legile țării și regulamentele militare! Legile țării și regulamentele militare! Așa să-mi ajute Dumnezeu! Așa să-mi ajute Dumnezeu! 70 de gradați profesioniști, proaspăt angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, au depus joi jurământul de credință față de patrie. Este prima serie de astfel de gradați din cadrul ISU Hunedoara, iar conducerea instituției este convinsă că tinerii care fac parte din ea își vor face datoria așa cum se cuvine. În primul rând, că acești 70 de gradați și soldați profesioniști aduc un suflu de tinerețe în cadrul instituției noastre, îi așteptăm de mult. Putem spune că este un moment istoric în evoluția instituției. Nu am avut această categorie de personal până la momentul de față și promitem că în cel mai scurt timp, în competențele și pregătirea lor care va urma, o să fie militari cu adevărat profesioniști și vor contribui cu siguranță la ridicarea gradului sau la creșterea gradului de siguranță a cetățenilor din județul Hunedoara. La emoționantul moment, care a mai cuprins prezentarea onorului, intonarea imnului național și săvârșirea slujbei religioase, au fost prezenți pe lângă apropiații tinerilor pompieri și reprezentanței prefecturii, care i-au felicitat pe noi membrii ai echipei ISU Hunedoara. Sunteți oamenii care salvați vieți, sunteți oamenii de care depind viețile noastre, a tuturor, și cred că sunteți conștienți că de azi înainte, 24 de ore din 24 de ore, sunteți la dispoziția țării, sunteți la dispoziția cetățenilor României. Vă felicit pentru depunerea jurământului militar, vă doresc succes în misiunile la care veți participa, sub semnul valorilor fundamentale, iubirea de patrie, dedicarea totală față de semne. Ura! 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 Gradații profesioniști, care au vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, sunt angajați pe bază de contract. Chiar dacă tații au fost mai emoționați decât militarii, tinerele cadre ale ISU Hunedoara doresc să avanseze în grad și să urmeze o carieră îndelungată printre pompieri. Sunt din Brad, am 19 ani și mi-am dorit să fiu pompier chiar din vara aceasta, fiindcă i-a luat foc casa unui prieten și m-a motivat când am văzut lucrul în echipă acolo ce s-a desfășurat și mi-a plăcut foarte mult cum s-a dispus totul și au salvat. Și mi-am dorit chestia asta. Vrei să rămâi soldat profesionist sau să avansezi? Nu, normal că o să avansez, pentru că îmi doresc foarte mult să avansez, să am un grad, până la urmă voi fi văzut altcumva. Nu că acum voi fi văzut mai prejos, desigur, de colegii mei. Sunteți tată de proaspăt pompier. Da. Cum vă simțiți? Mândru. Bineînțeles că mândru. Ce așteptați de la băiat în continuare? Să fie... să servească patria, să fie cât mai... cum să spun... Să-și să-și facă datoria față de patrie. Cum le-am făcut-o și eu, care am făcut armată pe vremea mea și așa mai departe. Una dintre principalele motivații ale tinerilor de a se înrola printre pompieri a fost munca în echipă, iar mamele lor sunt convinse că fiii își vor face datoria ca adevărați profesioniști. De ce ți-ai dorit să devii pompier? Pentru că mi-am dorit de foarte mult timp treaba asta să ajut oamenii. Ce crezi că vei întâlni pe teren? Acum nu se știe, doar când voi fi la locul de față. Dar nu o să-mi las echipa niciodată și o să încerc să fac cât mai mult bine. Sunteți mamă de pompier, proaspăt pompier, cum vă simțiți? Da, mă simt foarte emoționată și îi doresc din suflet tot binele din lume. Este un băiat extraordinar, foarte sufletist și sunt convinsă că va depune toate eforturile și oriunde va salva vieți sau orice va fi nevoie. Conform tradiției la astfel de evenimente, manifestarea s-a încheiat cu defilarea plutoanelor compuse din gradații profesioniști din cadrul ISU Hunedoara.